Numele meu este Răzvan, am 34 de ani, lucrez în domeniul asigurărilor și am făcut cursul de acurie la Dallas Go. Este ceva ce îmi doream de mic, dar n-am apucat niciodată să fac. Și m-am gândit că acum ar fi momentul potrivit. Aveam nevoie de ceva nou în viața mea și m-am gândit de ce nu actorie. Tot era ceva ce îmi doream să fac de foarte mult timp. Aveam niște prieteni care au dat like la pagina de Facebook Dallas Go și așa am aflat de Dallas Go. Am văzut și niște reportaje cu Filip și cu Rareș. Mi-au plăcut foarte mult și am decis să aplic și eu pentru acest curs. Mult mai mișto decât în filmuleț, sunt mult mai mișto în realitate, și atât Filip cât și Rareș. Pe Filip nu mă satur să-l ascult, adică poți să stai să-l asculti și câteva ore în șir, are ce să-ți povestească și are ce să spună și e foarte interesant, captivant. Și cu Rareș, la fel. E un tip foarte ok. În primul rând am cunoscut oameni noi, oameni frumoși. În al doilea rând, am devenit puțin mai relaxat, să zic așa, și nu mai am timiditatea aia, nu mai am temerea aia de a vorbi în public, deja am început să devin mai dezinvolt. Deci eu zic că a început să mă ajute. Oricui își dorește să își învingă timiditatea, temerea de a vorbi în public, oricui care își dorește să cunoască oameni noi, e o experiență minunată.